care la un moment dat am botezat-o, dar ea știe tot. Și chiar știe, vă spun eu, o să vă convingeți să le lucrul acesta. Și bineînțeles, colega de la ziarul Baz, Alexandra Ciotiu. Dar ea, poate ales la concurenții pentru această după-amiază. Știu că aveți și o probă de talent care a fost la ideea ta. Da, sunt patru probe, ca la orice concurs de frumusețe, care se respectă. Proba ținutelor de zi, a ținutelor de seară, proba Ingenious Bar și cea de talent pe care am propus-o eu, pentru că mi-am dorit ca cei care câștigă să fie talentați, deoarece în ziarul nostru promovăm copii foarte talentați. Vorbește sincer din ce în ce mai bine, nu mi-e teamă că îi sunt din locul la un moment dat. Dar zic totuși să trecem la treabă, pentru că sunt sigură că acești concurenți în această amiază așteaptă. Alexandra, ușurtează în culise că vrei să prezinți jurul. Să te văd. Da, bine m-am găsit și la mulți ani colegilor mei de la ziarul Baz și desigur celor care ne ajută să avem un ziar îndrăgit. Și de ce nu jurul, căci da, au foarte mare legătură cu ziarul Baz. Președintele jurului e lângă mine, o cunoașteți de la emisiunea O Pată de Culoare de la Tele Botoșan și se numește Steleanu Orășan. Dar mai departe las chiar pe Steleana să-și prezinte colegii de jur. Așa este, trebuie să-mi prezintă și colegii de jur în această după-amiază. Așadar, avem, sincer să vă spun, o misiune foarte grea. Așa, vă mai țin foarte mult și vă spun că alături de noi în această după-amiază și cei care vor da titlurile de mine, și Mr. Baz sunt Anca Melinte, un foarte îndrăgit profesor de limbă și literatură, un rog la aplauză, vă rog. Ovidiu Porocniucu, fotograf preiscusit și deținătorul site pe www.fotoshan.ro. Prietena noastră de la grupul Cheia Sol, Isabela Amparo, care a venit și a lucrat mai. Și, bineînțeles, reporterii Baz, Carina Todiran și Ramona Lucu. Aplauză și mai târziu pentru că are o surpriză pregătită pentru noi și, bineînțeles, nu în ultimul rând, pe Ioana Matfeev, fondatorul ziarului Baz. Aplauze și de mulți ani pentru acești ani frumoși. Înainte de a ne întâlni cu primii concurenți și câștigătorii concursului, dați-mi voie, împreună cu colegele mele de prezentare, să mulțumim partenerilor care ne-au ajutat la organizarea acestui concurs. Pentru lor trebuie să facem o referență, bineînțeles, pentru parteneri. Așadar, ai site-ul, magazinul de biciclete pe care îl găsiți în centrul vechi și care oferă celor doi câștigători un set complet de echipamente de protecție pentru biciclete și roller. Așadar, părinții,